Adevărate povești de viață care iau în prim plan pe bolnavii care au învins cancerul și care acum sunt exemplu pentru ceilalți au fost prezentate zilele acestea la Salău în cadrul unui seminar care a dus la oaltă pacienți vindecați de cancer și bolnavi. Emoționantă a fost povestea Cosminei Grigore, care la vârsta de 27 de ani a fost diagnosticată cu cancer. Singurul lucru natural pe care l-a putut face a fost să lupte și a făcut-o atât de bine încât acum este suficient de puternică încât să îi ajute și pe alții. Am pornit așa cum pornește orice pacient în debusolare și în confuzie totală, însă intuitiv am reușit să selectez anumite lucruri, am făcut o muncă foarte mare de cercetare, am început schimbarea și de dietă și de stil de viață din ziua în care mi-a fost confirmat diagnosticul și în afară de terapiile din medicina alopată, adică de chimio, de operație, deci de mastectomia radicală, și radioterapia, am refuzat chimioterapia și apoi hormonoterapia care îmi fusese recomandate pentru că în cazul meu nu consideram că sunt utile și asta m-a dus către multe alte informații pe care eu le-am considerat a fi esențiale pentru mine și pentru pacientul, pentru orice pacient cu cancer. Asta înseamnă tot ce ține de schimbarea de stil de viață, tot ce ține de vindecarea emoțională, tot ce înseamnă schimbarea de dietă, ce înseamnă dieta anticancer, dieta inflamatorie, suplimente esențiale, suplimente care pot fi luate în timpul terapiei, atât cu tratamente convenționale, deci chimio și radio și fără, tot ce înseamnă detoxifiere, pentru că un pacient care a fost diagnosticat cu cancer este un pacient care este încărcat de toxine și atunci detoxifierea este cu trebuie, deci trebuie făcută, da, trebuie repusă în funcțiune ficatul și întreg sistemul digestiv, de asemenea sistemul hormonal, sunt foarte multe lucruri. La seminar a luat parte și le-a împărtășit din experiența sa și Adriana Covaciu, cea care suferă acum de o boală rară, leucemie mieloidă cronică și care luptă cu boala în fiecare zi. Eu, rolul meu este să le transmit celorlalți partea emoțională. Eu țin foarte mult la acest aspect, că este foarte important. Este parte din tratament și din vindecare. Nu este suficient să am un pumn de pastile sau și să mă odihnesc și să mă gândesc non-stop că mâine voi muri, că nu voi avea rezultatele pe care eu le doresc. Și mai am un ingredient special, aș spune, pe care oarecum anumite persoane care mă aud îmi spun, da, este imposibil să te vindece iubirea. Dar eu cred foarte mult. Și e foarte important, în primul rând, să te iubești pe tine și să accepti ce se întâmplă, să nu te întrebi de ce mi s-a întâmplat mie, să cauți cauza, să identifici ce anume a dus la apariția acestui cancer și de acolo, practic, încep pașii spre vindecare. Poveștile celor două persoane au fost prezentate la Zalău în cadrul unui seminar denumit Noul pacient cu cancer, ce s-a desfășurat la Centrul Noro. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Română pentru Cancer Rare.